Atleta Alina Rotaru a fost invitată de onoare la partida de fotbal din Liga a doua dintre Steaua București și CSM Slatina, meci încheiat la egalitate, scor 1-1. Medaliată cu bronz în proba de săritură în lungime la Campionatul Mondial de la Budapesta, sportiva clubului roșalbastru s-a aflat în premieră pe noul stadion Steaua și a dat lovitura de începere a meciului, care a închis etapa a șaptea. A fost un moment foarte frumos, mi-a plăcut mult și mi-a reușit șut, primul șut din cariera. Ești prima dată pe stadionul Stelei. Ce impresie ți-a lăsat? Mi-a plăcut foarte mult. Am avut un tur întreg. L-am vizitat. Mi-a plăcut. Îmi place mult. Îmi plac culorile. Dar cel mai mult mi-a plăcut Cupa Campionilor. Am avut onoarea să fac o poză cu ea și asta mi-a plăcut cel mai mult. În vârstă de 30 de ani, Alina a urmărit meciul Stelei alături de părinții săi și ne-a mărturisit că a trăit clipe unice la competiția găzduită în această vară de capitala Ungariei. Mă simt foarte bine după medalia câștigată. A fost un concurs extraordinar, unul dintre cele mai bune de până acum, iar rezultatul de 6,88 îmi dă speranțe pentru viitor. Pot spune că am scris istorie pentru atletismul românesc și pentru clubul CSEA Steaua. Ce e și mai frumos este faptul că în săritura în lungime, la proba mea, ultima medalie a fost luată de actuala președintă Anișoara Cușmir, care și ea a fost la clubul CSEA Steaua. La festivitatea de premieră a fost un moment unic. Doamna Anișoara a resimțit emoțiile de acum 40 de ani și pentru mine a fost foarte special ca ea să fie acolo și să ne bucurăm împreună de această medalie. Înainte de mondiale, pe 1 august, Alina a devenit al șaselea sportiv din echipa României care a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris după ce a sărit 6,96 m la o competiție din Germania. Eleva lui Mihai Corucle și-a stabilit cea mai bună performanță a carierei și va concura la a treia ediție a Jocurilor Olimpice după Rio 2016 și Tokyo 2020.